Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Dă cu o mână și ia cu două. Cu bugetul strâmtorat, guvernul caută soluții să recupereze pierderile și de unde ar putea strânge bani, dacă nu de la românul de rând. La Palatul Victoria se pregătesc alte biruri. Taxa pe zahăr ar aduce scumpiri la raft, iar impozitele pe apartamente și case ar putea exploda. Coaliția de guvernare are de gând, potrivit unor surse, să crească și impozitul pe venit. Georgiana Grimni se alătură cu detalii. Bună seara, Georgiana, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristi. Este o listă lungă cu schimbări fiscale și le voi menționa pe cele mai importante. În primul rând, TVA-ul ar urma să crească de la 9% la 19% pentru alimentele care conțin foarte mult zahăr, precum băuturile acidulate și dulciurile. Este vizată și majorarea accizei la țigări, ceea ce înseamnă că pentru un pachet de țigări ar urma să plătim cu 50 de bani mai mult. Impozitul la casă ar urma să fie calculat în funcție de grila notarială și nu în funcție de zonă, cum se face în prezent, ceea ce înseamnă că pentru București, impozitul la casă ar urma să se scumpească cu 60%. De asemenea, guvernul are în plan să majoreze impozitul pe venit la 16% în 2024, față de 10% cât este în prezent. Ar urma să fie eliminate și o serie de facilități fiscale de care beneficiază acum angajații din construcții, industria alimentară și agricultură. De asemenea, ar putea fi eliminat și impozitul specific din restaurante și hoteluri, ceea ce înseamnă că ar trebui să plătim mai mult pentru o vacanță la noi în țară. Însă este doar o primă discuție și rămâne de văzut pe ce scenariu vor merge liderii coaliției. Cristi? Mulțumesc, Georgiana. Uniunea Europeană ar putea impune României să crească salariul minim pe economie, astfel încât să le asigure celor cu venit modest un trai decent. Posibila directivă vizează statele membre, însă calculul se face diferit în funcție de creșterea economică, inflație și prețuri. Până la punerea în aplicare, aleșii țării vor majora de la 1 iulie etichetele de masă de la 20 la 30 de lei. Aproape 1,5 milioane de români sunt plătiți cu minimum pe economie, adică 2550 de lei, al treilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană. Cum supraviețuiesc scumpirilor? M-am mirat. Deci intri în magazin, pur și simplu te uiți, ieși. Nu-ți mai permis să mai cumperi. Am dat 30 de lei pe bucățică de pește. Chiar mă uitam și la haine, în magazine. Deci mai stăm cu ce avem acasă. Nu se mai poate trăi așa. Noroc că mai avem vechi, le mai uităm la ele și le mai spălăm, le mai cârpim, că nu ne mai permitem. Cum vă descurcați cu 2000 de lei pe lună? Cum se poate? Cu economie, cu unele restricții. Noi nu ne permitem mare, munte, doar strictul necesar, mâncare. Reușiți să vă și datorii, dar nu, practic mai rămâi și cu restanțe. Ultima oară când aleșii țării au majorat venitul minim a fost în ianuarie cu 250 de lei. Mărirea e infimă, spun cei mai mulți beneficiari, care s-au văzut nevoiți în ultimul an să renunțe la multe lucruri care le asigurau un trai decent. Cu o mână se dă și cu 7 se ia, prin facturi, prin cumpărăturile și cheltuielile care sunt pentru mâncare, pentru întreținerea copiilor, pentru că nici asta nu sunt foarte ieftine. Și atunci se descurcă greu românii. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană a impus României să evalueze cu ajutorul unui coș de bunuri și servicii la prețuri reale dacă salariul minim legal existent este suficient pentru un nivel de trai decent. În obținerea răspunsului se va ține cont, printre altele, de prețuri, inflație și creșterea economiei. Mai pe înțelesul tuturor, până acum salariul minim a stat în pixul politicienilor. A fost în mare măsură un instrument electoral care mai creștea în funcție de disponibilitatea politicienilor de a-l crește. Acum, Uniunea Europeană spune că ar trebui să existe o relație directă între mersul economiei, puterea de cumpărare a oamenilor, modul în care sunt afectați de diverse lucruri care se întâmplă în economie și salariul minim. Vizate de această măsură sunt 21 de state din Uniunea Europeană, între care au existat mereu dezacorduri asupra salariului minim, în vreme ce în Bulgaria venitul nu depășește 332 de euro, în Luxemburg este de peste 2000 de euro. Ce ar putea însemna pentru români punerea în aplicare a directivei Uniunii Europene? Discuția aceasta legată de salariul minim e mai degrabă o politică socială, însă fiecare dintre statele europene
își vor decide la nivel de țară care va fi salariul minim. Atunci când crești salariul minim, crești implicit și taxele pe acel salariu. Deci nu e o decizie atât de simplă. Mai durează până vom vedea o eventuală majorare a salariului minim la nivel european. Acordul provizoriu, obținut în urma negocierilor, trebuie întărit printr-un vot de accept din partea membrilor Consiliului. Țările au la dispoziție 2 ani de la publicare în Jurnalul Oficial al UE să transpună directiva în lege. Excepție fac Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia, unde salariile minime sunt stabilite prin negocieri colective. Aveți grijă ce cumpărați de pe tarabele din piață, pentru că ați putea ajunge la spital. La aproape 30 de grade, peștele este vândut direct din cutii de carton, după ce a stat ore în șir în bătaia soarelui. De ambalaj, etichetă cu termen de valabilitate nici nu poate fi vorba, mai ales că vânzătorii își invită clienții să încerce peștele cu mâna dacă vor să se convingă de prospețimea lui. În aceleași condiții sunt ținute conservele, lactatele și ouăle. Ăsta e cald. Puneți mâna pe aici. Ăsta e rece, dar ăsta e cald. În această piață din Iași, printre legume și fructe, comercianții vând pește adus din Republica Moldova. Doar o umbrelă protejează marfa de soarele dogoritor și cu toate că nu se respectă nicio normă sanitară, comercianții vând nestingheriți. Cum ar fi să-i fie frigider? Am înțeles. Aveți și la frigider cumva? Să nu? La frigider. Eu pot să vă dau cu uguța și cu noi la frigider, la ducem, iau uitați. Așa sunt convinși să cumpere toți cei care se opresc în fața tarabei. Niciunul nu pleacă cu mâna goală. O altă vânzătoare scoate de sub masă și ne arată o caserolă în care ține peștele. Doamna, iată, arată bine și nu-i se arată și foarte bun. Nu vă chemeți. Mergem într-o altă piață și găsim același tip de comerț. Aici se vând ouă și lactate tot de pe tarabă, căci nu funcționează niciun frigider. Ba mai mult, din produse poate gusta oricine vrea să se convingă de calitatea lor. Lapte fragă. Nu, dar să gustați încă pe cel. Nu da, e rece, da. E cald, nu-i rece. E rece. Nu prea mai este rece. S-a încălzit, e cald afară. Prânză de vaci am luat acum. Și ați văzut că niciunul dintre comercianți nu avea frigider, adică erau expuse acolo. Da, asta nu depinde de noi, depinde de... pe piață. Inspectorii sanitari veterinari spun că încearcă de ani de zile să stârpească comerțul necontrolat, însă fără niciun rezultat. Azi îi alungăm, a doua zi ei sunt la loc. În piețele agroalimentare, după câte am înțeles, ei vin cu produse agricole, iar printre produsele agricole mai pun la dos și anumite produse alimentare, de genul pește, ouă, lapte. Riscurile sunt mari, confirmă și medicii. Toți cei care consumă alimente din surse neatestate ajung la spital. Pacienții ajung dacă consumă astfel de alimente cu toxinfecție alimentare, cu gastroenterite, cu enterocolite. Toxinfecția alimentară produsă de stafilococ, de exemplu, poate genera o stare care poate merge până la șoc septic. Neregulile din piețe sunt la tot pasul și pare că nimic nu-i mai sperie pe comercianți. Își ascund marfa sub tarabă doar când văd camera de filmat, apoi o scot din nou la vânzare. Moartea fulgerătoare a unui actor cutremură teatrul din Târgu Mureș. Bărbatul era la apogeul carierei, dar în plin divorț. Chiar soția a fost cea care l-a văzut ultima oară până să-și pună capăt zilelor. Ce s-ar fi întâmplat între ei știe Silvia Ceh. Bună seara, Silvia! Bun găsit, Sergiu Marocico urma să împlinească peste o lună 35 de ani. Colegii de la teatru spun că în ultima perioadă era de nerecunoscut din cauza separării de femeia alături de care avea un copil. Divorțul era departe de a fi unul amiabil. Ea ceruse un ordin de protecție împotriva lui, iar el l-ar fi încălcat. Ba mai mult, l-ar fi luat la bătaie pe actualul iubit al soției sale, moment în care a fost anunțată și poliția. O oră mai târziu, oamenii legii l-au găsit pe actor fără viață în propriul apartament. Așa cum cere procedura în acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, de care se ocupă acum parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Mureș. Momentan acestea au fost informațiile de aici, Cristi. Gestul dumnezeiesc al unor părinți din Mureș care și-au pierdut copilul a dat speranță altor micuți măcinați de boală. În ciuda durerii, au fost de acord să doneze organele băiatului lor de 13 ani altor pacienți de vârstă apropiată care se aflau de ceva vreme pe lista de așteptare pentru un transplant. Medicii clujeni spun că în ultimele săptămâni au reîntors de pe drumul morții 13 pacienți.
Copilul care a salvat două vieți avea 13 ani și a intrat în moarte cerebrală după un accident vascular suferit, se pare, pe fondul unei malformații arteriovenoase. Pierderea prea mare să poată fi descrisă în cuvinte n-a umbrit judecata părinților. Ca să-l aibă mereu viu în memorie, au acceptat să-i doneze organele și să salveze astfel alți doi copii în suferință, pe Larisa, în vârstă de 9 ani, și pe Sabolci, de 14. Mulțumim mult celor care știu că e greu, care și-a pierdut băiatul. Cel mai greu, cred că, în viața asta e să-ți moară copilul înaintea ta. Înaintea părinților. Mai multe echipe de medici au prelevat organele la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Ficatul a fost trimis la București, la Institutul Clinic Fundeni, Rinichi la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, iar cornea și alte țesuturi la două spitale din București. Intervențiile salvatoare au fost un succes. Se simte foarte bine acum. Ieri nu a vorbit așa de mult, dacă n-am putut, dar acum vorbește și zâmbește. Pentru mine și pentru familia mea și pentru fiul meu mi-a dat o viață nouă. În ultimul an, tot mai mulți români au înțeles că donarea organelor îi poate salva pe semenii care duc o luptă continuă pentru supraviețuire. S-a simțit o revigorare a activității de transplant, cel puțin în clinica noastră și în zona Transilvaniei, până în curent avem 45 de transplanturi. Anul acesta ne apropiem aproape de valoarea anilor precedenți. În ultimele 3 săptămâni s-au efectuat 13 intervenții, azi mai avem 2. Tot la Târgu Mureș a avut loc o nouă prelevare de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală. Organele vor ajunge la clinicile din țară, unde există liste de așteptare. 4 din 10 tineri cumpără cel puțin o dată în ultimul an produse contrafăcute, în special haine și încălțăminte. Iar fenomenul a dezvoltat o adevărată industrie care scoate pe bandă rulantă haine și încălțăminte identice cu unele de brand, dar de proastă calitate. Diferențele de preț sunt, evident, uriașe. Sociologii spun că cei care dau bani pe fake-uri o fac ca să impresioneze. Habar nu au însă că ar putea să aibă de suferit. Prietenii mei, și pe stradă, camerele sunt pe mine. Ce să mai vă zic vouă? Orlando recunoaște că e unul dintre tinerii care vor să iasă în evidență cu haine de brand și accesorii vestite, dar care nici nu iau în calcul să cumpere tot ce e original, ci se mulțumesc de cele mai multe ori cu produse contrafăcute. Ce ai fake pe tine? Tot. Serios? Tot, da, serios. Compleul ăsta cât era în mod normal? Normal, nu știu, vreo 300 de euro, cred. Și tu cu cât l-ai luat? Cu 30 de dolari. Ce ți-ai mai luat fake așa de nu știu, niște Balenciaga. Da, normal era 1000 de euro, dar am dat vreo 400 de euro. Dar nu e singurul care a vrut să epateze. Și acest tânăr ne spune că a dat bani pe haine fake, dar spune că s-a convins rapid că a făcut o greșeală. O geacă, Moncler. Am avut o geacă acum vreo 2 ani și până la urmă, când mi-era rușine așa pe stradă să ieși, zic, bă, ce n-ai vin? Nu. Și am renunțat. Păi cea originală cred că era în jur de vreo 2-3000 de lei și eu dădusem 300 de lei. Cam așa era diferența de mare. E vorba despre a impresiona, că în lumea de astăzi, toată lumea, de fapt, vrea atenție. Vrei să fii acceptat. Și dacă toți oamenii din grup au anumite lucruri, anumite branduri, vrei și tu să ai. Pentru că altfel o să fii exclus sau nu o să te simți bine. Dovadă că fenomenul a luat amploare stă în piețele și magazinele care vând produse contrafăcute. Aici, de pildă, găsim orice pentru toate buzunarele. Viurile astea... Este o talpă foarte... La cât sunt ziurile? 100. Oh. De lei? Da, m-am prins. Nu de euro. Pe când originalul se vinde și cu 1500 de euro. Cât e asta de la... Asta? Prețul e 120. 120? Sau 60 de lei tricourile. Și ăsta îmi sunt la 80 cu tot. Da, ce e? Da. Dacă cumpărăm un tricou contrafăcut, sigur pe etichetă va scrie ce scrie pe tricoul original, dar din ce este tricoul nu va fi ceea ce scrie pe etichetă, ceea ce înseamnă că poate să ducă la alergii, la tot felul de probleme de piele. Pe ele scrie bumbac 100%, dar are și licra. Da. Dacă e min, vă mișc eu. Potrivit unui studiu făcut la nivelul Uniunii Europene, peste 50% dintre tineri au cumpărat în ultimul an cel puțin un produs contrafăcut. Pe primul loc în topul produselor contrafăcute cumpărate de tineri se află hainele și accesoriile, urmate de încălțăminte, dispozitive electronice, cosmetice și parfumuri. Comerțul cu produse contrafăcute este infracțiune, iar cei care le vând pot chiar să ajungă la închisoare.
Lecția primită de doi oameni din Bihor care au aruncat gunoaie pe marginea unei șosele ar putea fi aplicată la scară largă în toată țara. După ce i-au surprins în flagrant, autoritățile le-au confiscat mașina cu care au transportat deșeurile. În imaginile surprinse de camere se vede cum cei doi oameni coboară dintr-o mașină albă și, fără nicio jenă, aruncă pungile cu gunoaie pe spațiul verde, într-o parcare amenajată pe marginea drumului. Nu s-au gândit însă că în apropiere se află și un echipaj de poliție locală din San Martin, care i-a surprins în flagrant. Nu mi se pare normal în ziua de azi să mergi pe marginea drumului să arunci gunoaiele. Sunt tomberoane, sunt de toate felurile. Eu chiar dau amenzi pentru așa ceva. Avem camere de luat vedere peste tot. Să le aruncăm pe un drum public. Vis-a-vis am înțeles că e spitalul de recuperare, urât. Și ne la locul lui pentru societatea și pentru condițiile în care trăim în zilele de astăzi. Polițiștii au anunțat mai departe Garda de Mediu, care ulterior a dispus reținerea autoturismului în care se aflau cei doi. Garda Națională de Mediu poate confisca acele mașini care sunt surprinse că abandonează deșeuri în locuri nepermise. Totodată, se poate sancționa persoana fizică cu amendă contravențională în valoare de 10.000 până la 20.000 de lei. Astfel de imagini au devenit însă o obișnuință. Tot în zonă, recent, un bărbat a fost filmat în aceeași ipostază. Doar în ultima lună, comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 70.000 de lei unor persoane prinse că abandonau deșeuri în parcările de pe marginile șoselelor în Bihor. Iar în capitală, un bucureștean de 71 de ani a fost amendat cu 10.000 de lei, după ce a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce arunca saci cu deșeuri, dar și un fotoliu la poarta unui vecin. Fiscul s-a dezlănțuit și s-a pus pe controle necruțătoare din dorința de a aduce bani la bugetul de stat. Doar în primele 5 luni, ANAF a dat amenzi de sute de milioane de lei. S-au strecurat însă și erori. Mulți contribuabili s-au trezit cu somații pentru dări plătite deja de acum 5 ani, în timp ce alții au deja conturile blocate. Ca să nu ajungem în această situație, experții fiscali ne recomandă să dăm o fugă la ghișeu pentru a verifica ce mai avem de plată la stat. Pentru cauza lor, că nu sunt în stare să scrie acolo, trebuie să plătesc eu. Din interiorul sediului ANAF se aud țipete. Cu nervi întinși la maximum, oamenii cer explicații cu privire la conturile oprite pentru datorii plătite de ani buni. Acest bărbat spune că a primit o somație pentru a achita asigurarea de sănătate a unui angajat din 2018. Acum bate drumuri de la un sediu la altul cu un teanc de hârtii. Mă prind pe stradă pentru 200 de lei. Sunt absolut convins că statul român plătește mai mult decât 200 de lei să-mi trimită mie actele astea tot timpul. De ce mi le trimis în 2022 dacă eu am să-ți plătesc în 2018? Disperarea! Și nu înțeleg cum se poate justifica chestia asta. Deci eu nu pot înțelege decât ca o redistribuire a banilor către niște interese ale cuiva, pentru că altminte nu are sens. Nu este singurul care s-a trezit din senin că are restanțe de plătit la stat. Și datorii mai vechi care le-am achitat și acum trebuie să le achit iar. Din nou, adică. Acest bărbat a fost chemat la fisc pentru o amendă pe care a plătit-o în urmă cu 2 ani. Colac peste pupăză, ANAF i-a pus poprire pe cont. Îi mai cere să mai plătesc o dată, deci eu am chitanțe să dovedesc că am plătit și nu pot să rezolv nimic. În primele 5 luni ale acestui an, peste 12.000 de contribuabili au fost verificați și s-au aplicat sancțiuni în valoare de aproape 365 de milioane de lei. Acest val de verificări nu vine din neant, spun experții fiscali. Astăzi există un deficit uriaș în bugetul de stat, iar acel deficit uriaș trebuie acoperit din niște surse de finanțare. Acțiunile ANAF-ului nu fac decât să aducă mai mulți bani la buget, colectând taxele pe care noi le datorăm. Având în vedere lipsa digitalizării ANAF, nu este exclus să primim somații pentru dări pe care le-am plătit cu ani în urmă sau de care nici măcar nu știm. Uneori somațiile nu ajung la persoanele fizice respective și se ajunge direct la blocarea contului bancar. Ca să nu ajungem cu popriri pe cont, ar trebui să cerem informații cu privire la datorii la ghișeul ANAF. Potrivit legii, datoriile se prescriu după 5 ani, însă acest lucru poate fi decis doar de o instanță. Cozi interminabile și nervii întinși la maximum. Cu asta se confruntă românii care se încumetă să plece cu mașina la orele de vârf în capitală. Dimineața și seara, traficul din București înseamnă ore bune pierdute pe drumuri. În cauza fluxului zilnic de navetiști, orașul Martir s-a transformat într-un Manhattan al Europei de Est.
Tot timpul e aglomerat. Tot timpul e zăpăceană. Foarte aglomerat. Foarte intens. Am făcut o jumătate de oră până aici, de la tunel. Pentru mulți bucureșteni, dar și navetiști din Ilfov și celelalte județe apropiate, 30 de minute petrecute în trafic de la domiciliu la locul de muncă reprezintă doar un vis îndepărtat. Cât faceți de acasă până la muncă, de exemplu? 2 ore. Între o oră și o oră și jumătate. Dacă aș locui la Ploiești, ajunge mai repede. Cât faceți de acasă până la muncă, de exemplu? Cât de domnul. Echipa Canal D a făcut un experiment pentru a vedea exact cât petrece un român în trafic. Este ora 10, suntem aproape de intrarea în capitală și vrem să ajungem în centrul orașului. Doar pentru 10 km, ei bine, aplicațiile de monitorizare a traficului ne arată că facem aproximativ o oră. După 10 de minute petrecute în trafic și cu nervii întinși la maximum, am ajuns la destinație. În medie, un șofer pierde în trafic peste 100 de ore pe lună. Peste 300 de camere de supraveghere sunt deja montate în București și monitorizează circulația. Activitatea noastră principală este de monitorizare, analiză a traficului și transmisia sesizărilor către inginerii de trafic, echipele din teren care intervin pentru remediere. Cu toate acestea, capitala s-a transformat într-un Manhattan al Europei de Est când vine vorba de fluxul zilnic de navetiști. 700.000 de români intră în fiecare zi în oraș. Iar la nivel mondial, Bucureștiul se situează pe locul 8, în topul celor mai aglomerate orașe, potrivit unui clasament. Agricultura românească e mai fărâmițată ca oricând. Fermierii lucrează terenuri mici, cu tractoare bătrâne, motiv pentru care fructele și legumele care ajung pe piață sunt tot mai scumpe. Cooperativele ne-ar putea aduce mâncare mai ieftină cu 50%. Dacă nu plouă, ne mâncă foamea. Așa sună vocea agriculturii românești, aflată mereu la mila naturii. Nici vorbă de sisteme de irigații. Cu scumpirile, cu motorina. O, ferească Dumnezeu, domnule, nu mă întreba, că mâini poi mâini murim de foame, n-avem bani din pensie, nu ne ajunge să plătim curent gaz. Tractoarele vechi și forța de muncă îmbătrânită completează imaginea dezastrului. Aici pământurile pustii. Cam bătrân. Cât munciți, cât teren munciți? 3 hectare. Ala moștenesc, acela lucru. 99% din fermele românești sunt exploatații de mici dimensiuni, în care lucrează doar membrii familiei, iar producția este de sub 8.000 de euro pe an. Cu cât bucata de teren e mai mică, cu atât riscăm să mâncăm legume mai scumpe. Iar agricultura de subsistență se observă și aici, în satul Preajba, unde pământul este ca un tort amar din care fiecare fermier primește câte o felie. Doar că fiecare felie costă mai mult decât își permit micii fermieri să investească. Mâncarea s-ar putea ieftini dacă producătorii ar căpăta mai multă putere și s-ar uni în cooperative agricole. Am putea reduce prețurile cu până la 50%. Comercializez prin cooperativă o cantitate mai mare. Bineînțeles, și producătorul trebuie să aibă profit, dar și consumatorul va avea de câștigat. Cooperativele ușurează inclusiv accesul țăranilor în marile magazine. Uniți, aceștia pot livra cantități mai mari de fructe și legume. Uniunea Europeană vrea ca în cel mult 2 ani toate dispozitivele mobile să aibă un încărcător unic. Gigantul american Apple s-a opus acestei decizii, însă legiuitorii europeni nu se lasă înduplecați. Ce motive au stat la baza deciziei știe însă colega mea Gabriela Ghizel. Bună seara, Gabi, te ascultăm. Bună seara, Cristian! Bun găsit tuturor! Parlamentarii europene au ajuns ieri la un acord în premieră. Mai exact, până în anul 2024, toate telefoanele, tabletele, căștile sau alte gadgeturi portabile vor putea fi încărcate de la același încărcător, mai precis cel cu mufă de tip C. Motivele sunt mult mai simple decât ne-am putea imagina. Practic, Uniunea Europeană vrea să ne scape de toate acele încărcătoare diferite pe care le avem prin sertare, ușurându-ne astfel viața. Mai mult, măsura ne-ar ajuta să economisim circa 250 de milioane de euro și să evităm aproximativ 11.000 de tone de deșeuri electronice anual. Chiar dacă până acum gigantul american Apple s-a opus, așa cum ai spus și tu, Cristi, deciziei, se pare că de acum înainte va trebui să se conformeze și să schimbe modalitatea de încărcare pentru toate dispozitivele vândute pe teritoriul Europei. Deocamdată acestea au fost informațiile. Înapoi la tine!
Mulțumesc, Gabi. Cea mai importantă masă din zi s-a transformat într-un adevărat tratament VIP în hotelurile de la munte. Turiștii care ajung la Predeal sau în Poiana Brașov pot lua micul dejun chiar în piscină. Pe o tavă specială care plutește, oaspeții se delectează cu preparate delicioase. Apa încălzită și priveliștea către munți completează experiența unei dimineți perfecte. La acest complex hotelier de 3 stele din Poiana Brașov, turiștii au parte de un tratament de lux la micul dejun. Oaspeții care își doresc experiențe unice pot alege să savureze masa direct în piscină. Omleta este delicioasă, fructele de asemenea, cocktailul, toate m-au gustat foarte mult. Lorena a vrut să încerce neapărat acest concept nou pentru țara noastră, așa că s-a trezit dis de dimineață și s-a îndreptat direct către bazinul exterior al hotelului. O vacanță în străinătate unde am avut un mic dejun asemănător și mă bucur foarte mult că se găsește și în România așa ceva. După ce avea parte de o priveliște foarte frumoasă, aer liber, te poți simți minunat. Micul dejun plutitor se plătește suplimentar și costă 500 de lei. Cu astfel de servicii de lux și spațiile de cazare pentru turiști sunt pe măsură. Aici, de exemplu, ei se pot bălăci în acest jacuzzi foarte generos. Zona de living este perfectă pentru relaxare. Aici predomină lemnul, piatra, dar și ferestrele foarte generoase. La etaj, turiștii au parte de un dormitor foarte elegant cu acest pat care este extrem de confortabil, însă piesa de rezistență este priveliștea către masivul Postăvaru. Și în acest hotel de 4 stele din Predeal, oaspeții se bucură de un mic dejun delicios în timp ce se bălăcesc în piscină sau în jacuzzi. Cei care vor să aibă parte de această experiență trebuie să-și programeze masa de dimineață cu cel puțin o zi în avans. Am pregătit un platou cu brânzeturi fine, platouri cu fructe, care de altfel sunt ideale pentru micul dejun. Am pregătit șampanie și fresh. Oaspeții noștri își pot alege ceea ce doresc să servească la acest mic dejun plutitor în funcție de preferințele lor culinare. Dacă bălăceala de dimineață nu a fost suficientă, oaspeții hotelului pot să închirieze toată zona de spa după ora 23. Pentru această experiență privată, turiștii plătesc 490 de lei pe oră. Maramureșul își așteaptă turiștii pentru mini-vacanța de Rusalii cu mâncare tradițională și cazare în căsuțe cale bunicilor. Timpul liber este umplut cu drumeții în natură și plimbări călare. Bun venit în Budești, Maramureș. Facem această precizare ca să nu credeți că suntem într-un muzeu al satului. E drept, aici totul e construit în spiritul tradiției și este deschis pentru vizitatorii de toate vârstele. De la cazare, la mâncare și plimbări călare, totul e gândit pentru o relaxare totală. Să-i spunem muzeu, dar unul în care turiștii sunt puși pe primul loc. În perioada caldă, deci pe vară, avem tabere de 5 zile, în care avem un cadru didactic de regulă cu noi, care îi supraveghează tot timpul, care implică în altfel de activități când nu sunt cu căluții și de unde copiii pleacă vinerea plângând de ce se termină. Centrul de cazare oferă și mâncare tradițională. Tot spațiul poate să găzdească 20 de persoane. Este o cabană și două căsuțe tradiționale. Prețul pentru o noapte de cazare într-o astfel de căsuță pornește de la 400 de lei. În Budești am găsit astăzi mai mulți turiști, printre ei Ionuț și soția sa, Alicia, din Spania. Ea este pentru prima dată în România? Da, prima dată. Ce părere are? Ce părere și-a făcut? Zice că vine de România, pe prima vez, că vine așa cu ei. Rural. Zice că e foarte rural și foarte verde. Sí, también. O altă familie de români care muncesc în Spania a revenit pentru vacanță acasă, alături de copilul lor. În Spania, o zonă în care suntem, este foarte uscat și piață. Și ca să vedem verde, trebuie să mergem tot în nord. Și eu cred că tradiția, se respectă tradiția, încă turiștii vin, cred că, pentru Să vedem casele, cai, căruța. Antreprenorii din Maramureș recunosc faptul că afacerile le sunt afectate de războiul de la graniță, dar fac eforturi să-i întâmpine în continuare pe turiști în cele mai bune condiții. Încă mai sunt locuri pentru rezervări făcute pe ultima sută de metri de Rusalii în această regiune. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Nu ratați imediat după meteo un nou episod din serialul Fenomen, mă numesc Zuleia. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.
Astăzi vremea a fost frumoasă și caldă în cea mai mare parte a regiunilor. Cerul a fost variabil cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice pe arii restrânse în vest și sud-vest, în sud și la munte. Vântul a suflat slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului și în vestul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade pe litoralul Mării Negre și 30 de grade în Câmpia de Vest. La noapte, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a teritoriului, dar nu vor lipsi nici ploile de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime, în creștere față de ziua precedentă, se vor încadra între 6 și 17 grade. Mâine, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, după orele amiezii, local în jumătatea de vest. În special în zonele montane, iar seara în sud-vest, ploile vor fi torențiale și vor fi condiții de grindină și vijelii. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral și în delta. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea va fi plăcută și însorită, dar cerul va mai prezenta înnorări accentuate și ploi trecătoare de vară. În termometre se vor înregistra 26 de grade în Târgoviște, 27 de grade în Slobozia. În Transilvania, temperaturile vor fi ridicate. Atmosfera, din păcate, va fi capricioasă și nu vor lipsi nici precipitațiile însoțite de descărcări electrice. Se vor înregistra 26 de grade în Brașov, 30 de grade în Alba Iulia. În Moldova, temperaturile se mențin plăcute. Vremea va fi însorită, dar local apar înnorări temporare. Vor fi 26 de grade în Galați, 27 în Piatra Neamț. În vestul țării, atmosfera se schimbă. Temperaturile rămân ridicate, dar ploile însoțite de fenomene electrice nu vor întârzia să apară. Temperaturile ajung până la 28 de grade în Oradea, 27 de grade în Reșița. În Oltenia, atmosfera va fi plăcută și însorită, chiar dacă local nu scăpăm de precipitații, deși temperaturile sunt ridicate. Termometrul va indica 26 de grade în Craiova, 27 de grade în Slatina. În Dobrogea, vremea continuă să fie capricioasă. Atmosfera va fi închisă, cu mulți nori și averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab spre moderat, iar în termometre se vor înregistra 22 de grade în Constanța, 25 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost călduroasă, cerul variabil cu înnorări accentuate, iar vântul a suflat slab spre moderat. Temperatura maximă a fost de 28 de grade. În București, peste noapte, înregistrăm minime normale pentru această perioadă. Vor fi 15 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Mâine, în București, vremea va fi călduroasă și însorită. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura maximă nu va depăși 28 de grade. La munte, vremea continuă să fie răcoroasă și instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări accentuate, averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 15 grade în Semenic, 19 grade vom avea în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre, atmosfera se menține instabilă și capricioasă. Vântul va sufla slab, iar cerul va avea înnorări temporare și nu vor lipsi nici aversele de scurtă durată. Temperaturile se mențin plăcute și vom avea 22 de grade în Constanța, iar apa mării nu va depăși 21 de grade.